Onorați invitați, doamnelor și domnilor, dragi prieteni, în săptămâna Zilei Internaționale a Alegerilor, vă salut la evenimentul de lansare a campaniei Acces Egal pentru Toți în secțiile de votare. Astăzi, împreună cu vorbitorii, dar și organizatorii evenimentului, vom sublinia repetat rolul accesului fără bariere la instituțiile publice, inclusiv în timpul alegerilor, pentru a dezvolta comunități puternice și pentru a fi respectate toate drepturile omului, dar mai ales dreptul de a vota. În cadrul campaniei care va fi organizată în următoarele două luni, vor fi evaluate conform normelor de accesibilitate 1206 secții de votare. Această evaluare o completează pe cea din 2019, atunci când pentru prima dată au fost auditate o treime din secțiile de votare din țară. Tot în perioada următoare, autoritățile publice locale din cel puțin 10 raioane vor fi capacitate, dar și motivate de a proiecta corect o rampă de acces până la bugetarea resurselor pentru lucrări de accesibilizare. Campania este desfășurată de Comisia Electorală Centrală și PNUD Moldova în parteneriat cu Alianța Infonet, Asociația Motivație din Moldova, în cadrul proiectului Consolidarea Democrației în Moldova prin alegeri inclusive și transparente, implementat cu suportul financiar al poporului american oferit prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională și Ambasadei Marii Britanii la Chișinău, oferit prin intermediul Fondului pentru Buna Guvernare. Vă reamintim că evenimentul este transmis live pe platforma Privesc Eu și pe paginile de Facebook a Comisiei Electorale Centrale, PNUD Moldova, Asociației Motivație din Moldova, Alianța Infonet, USAID Moldova și UK în Moldova. Dacă pe parcursul evenimentului veți avea întrebări către vorbitori, vă rugăm frumos să le scrieți, adică să le scrieți toate în comentarii sau să le adresați la sesiunea de întrebări și răspunsuri utilizând chatul din Zoom sau lăsând comentariile dumneavoastră la transmisiunea în direct, la transmisiunea directă. Tradițional, la începutul evenimentului vom oferi cuvânt de salut organizatorilor, dar și celor care au făcut posibilă lansarea acestei campanii. Să urmărim subiectul. Dragi parteneri ai Comisiei Electorale Centrale, vă salut călduros la evenimentul de astăzi, unde discutăm o problemă sensibilă pentru cel puțin 180.000 de alegători din Republica Moldova, număr estimat al persoanelor cu dizabilități care au dreptul la vot. O provocare pentru societate în general, dar care apare pe agenda zilei, anume în alegeri, este accesibilitatea secțiilor de votare. Peste 60% de secții sunt inaccesibile, deși sunt amplasate în clădiri publice care, potrivit legislației, ar trebui să corespundă standardelor de accesibilitate. Un studiu efectuat în anul 2019 relevă că doar 6 din 600 secții de votare evaluate erau complet accesibile. Și efortul în acest sens trebuie continuat. Urmându-ne cu tenacitate angajamentul pentru îmbunătățirea accesibilității procesului electoral pentru persoanele cu nevoi speciale și având deschiderea și suportul partenerilor noștri, PNUD Moldova, USAID Moldova și Ambasadei Marii Britanii la Chișinău, am decis să realizăm un nou audit al accesibilității ce va cuprinde de această dată peste 1200 de instituții publice, unde, de regulă, sunt organizate secții de votare. Prin lansarea campaniei Acces Egal pentru Toți în secțiile de votare, ne propunem să sensibilizăm și în continuare opinia publică despre importanța și actualitatea temei, astfel încât să conștientizeze întreaga societate că accesul egal în secțiile de votare trebuie garantat pentru toți. Totodată, accesibilitatea n-ar trebui abordată doar din punct de vedere logistic. Aceasta nu înseamnă doar un drept, ci în primul rând e vorba de atitudine față de semenii noștri. Iar în procesul electoral, accesibilitatea presupune crearea de condiții adecvate pentru ca alegerile în sine să devină mai inclusive.
Iată de ce autoritatea electorală este preocupată de îmbunătățirea și modernizarea procesului electoral la toate etapele acestuia. Integrarea unor mecanisme eficiente de incluziune reprezintă unul dintre principalele obiective ale instituției stabilite și în planul strategic pentru anii 2020-2023. În acest context, aduc sincere mulțumiri partenerilor noștri de dezvoltare, Alianței Infonet și Asociației Motivație, pentru susținere în eforturile noastre comune. Vă mulțumesc! Ca țară care susține democrația autentică, Marea Britanie sprijină proiectul UNDP, scopul căruia este asigurarea participării depline la procesele democratice a cetățenilor Republicii Moldova. Doar așa vor fi îndeplinite toate drepturile din Convenția Internațională cu privire la drepturile civile și politice. În urma realizării evaluării accesibilității au treimii din secțiile de votare din Moldova în 2019, sprijinit de guvernul britanic, experții au constatat că doar 1% dintre acestea sunt complet accesibile. Cu suportul ambasadei Marii Britanii la Chișinău, efortul început acum 2 ani va continua în 2022 și va fi realizat auditul a 1206 secții de votare din Moldova până luna aprilie curent. În perioada următoare, administrația publică locală din cel puțin 10 raioane va fi capacitată, informată și sensibilizată privind criteriile de accesibilizare a unei instituții publice. Acces egal pentru toți în secțiile de votare înseamnă acces egal pentru toți la școală, casă de cultură, primarie, centrul de sănătate, etc. Și nu doar pentru persoanele cu anumite dizabilități, ci și pentru persoanele în vârstă, părinții cu copii, în căruciuri, pacienți, elevi, etc. Incluziunea și accesul egal pentru toți sunt fundamentale pentru a democrației. Incluziunea persoanelor cu dizabilități în viața politică, prin intermediul alegerilor, creează premise importante pentru integrarea lor mai bună în toate aspectele societății. La rândul său, acest lucru oferă o oportunitate unică de a schimba percepția publică cu privire la abilitățile persoanelor cu dizabilități și de a dezrădicina stigmatizări sociale în privința acestor persoane. Drept rezultat, persoanele cu dizabilități pot avea o voce politică mai puternică, ceea ce va contribui inevitabil la o integrare socioeconomică mai dinamică în comunitățile lor. În numele USA în Moldova și împreună cu PNUD, sunt bucuroasă să vă fiu alături astăzi prin video pentru a sărbători Ziua Internațională a Alegerilor. USAID se mândrește cu relații de cooperare cu partenerii noștri local și internațional pentru a asigura alegeri inclusive și transparente în Republica Moldova. USAID, împreună cu PNUD, Comisia Electorală Centrală și Centrul de Instruire Continuă în domeniul electoral, a muncit cot la cot pentru a consolida democrația din Republica Moldova. Am contribuit la îmbunătățirea infrastructurii IT a CEC, securizarea procedurilor de vot, informarea cetățenilor cu privire la drepturile lor electorale și am instruit tinerii cu privire la ce este democrația și care sunt beneficiile ei. Principiile de bază în crearea unei guvernări pentru și de către popor includ nu doar alegeri libere și corecte, dar și accesibilitate și incluziune pentru toți cetățenii Republicii Moldova, inclusiv a cei care, din cauza deficiențelor fizice, nu pot accede la secțiile de votare. USAID are un angajament de durată pentru abilitarea și incluziunea celor 1 miliard de persoane cu disabilități din întreaga lume.
circa 15% din populația mondială. Agenția consideră că societățile care sunt inclusive față de un număr divers de persoane au mai multe șanse de a deveni democratice, participative și echitabile. USAID, prin intermediul proiectului Consolidarea Democrației în Moldova, prin alegeri inclusive și transparente, sprijină eforturile de a spori accesul la vot pentru toți cetățenii din Republica Moldova cu drept de vot. Proiectul sprijină selectarea detaliată a sexilor de votare, ținând cont de accesibilitatea pentru persoanele cu disabilități și pentru a spori educația civică și electorală. PNUD, CEC și organizațiile societății civile au colaborat pentru a asigura participarea persoanelor cu disabilități, atât în calitate de alegător, cât și în calitate de funcționar electoral. În 2019, pentru prima dată în Republica Moldova, a fost organizată o evaluare privind accesibilitatea la nivel național, acoperind 612 secții de votare în 6 regiuni din Moldova. Această evaluare a contribuit la îmbunătățirea accesului pentru toți și continua să impulsioneze schimbări și în prezent. În 2022, evaluarea va include și proiecte de consolidare a capacităților care vor ajuta autoritățile publice locale să facă secțiile de votare mai accesibile. Drept rezultat, persoanele cu disabilități vor avea o voce politică mai puternică și vor fi recunoscute drept cetățeni cu drepturi egale. Acest fapt le va deschide calea pentru o implicare continuă în cadrul comunităților lor și pentru integrare socială și economică. Din numele USAID, suntem bucuroși să sprijinim aceste eforturi importante pentru a asigura accesul egal și vă urăm succes în această campanie. Vă mulțumesc! Dear partners and friends, while the right to vote is widely accepted as a fundamental one, some citizens, especially voters with different types of disabilities, still face a series of challenges and obstacles when it comes to freely exercising their right to vote. Over the years, UNDP, together with the Central Electoral Commission, the CEC, undertook some measures to enhance the accessibility and inclusiveness of the electoral process, ranging from developing a more user-friendly CEC website and electoral information platforms, the adaptation of the information materials for users with visual and hearing impairments, as well as tailored civic education programs. UNDP maintained high standards in delivering accessible electoral information in an inclusive and tailored manner. These efforts could not have been possible without the support of our partners, the United States Agency for International Development and the United Kingdom Embassy in Chisinau. We look forward to continuing our strategic partnership with the CEC to further support inclusive, accessible and transparent electoral processes in Moldova and jointly advance the 2030 Agenda for Sustainable Development, particularly goals 16 and 10, calling for strong institutions and reduced inequalities. During the Equal Access for All to Polling Stations campaign, I kindly invite you to get involved in the upcoming discussions and events, and more importantly, to join us in advocating for the accessibility and inclusiveness of the electoral process.
Mulțumim mult organizatorilor, dar și donatorilor pentru aceste mesaje transmise. Doamnelor și domnilor, eu în continuare vreau să invit pe domnul Victor Corol, care este director executiv al Alianței InfoNet, ca să ne prezinte o retrospectivă a auditului accesibilității secțiilor de votare care au fost evaluate în 2019-2020 și să ne spuneți, deci, la moment, câte secții de votare accesibile avem în țara noastră. Domnule Victor. Bună ziua tuturor! Îmi pare bine pentru această oportunitate de a vorbi în fața dumneavoastră. Trebuie să spun că pentru noi provocarea a început în anul 2017, atunci când a apărut hotărârea guvernamentală numărul 723 din 2017 privind aprobarea Programului Național de Incluziune Socială a Persoanelor cu Dizabilități, un program foarte ambițios, care urma să se deruleze pe perioada 2017-2022 și care este urmat de un plan de acțiuni privind implementarea acestui program. Iată, conform acestui plan, deci obiectivul 6 vorbește, vă zic că da, despre faptul că accesibilitatea ar trebui să, ca autoritățile să obligă să accesibilizeze cel puțin 12% din clădirile destinate, vă zic, accesului public până la sfârșitul acestui program, de ceea ce înseamnă cam 2% de clădiri să fie accesibilizate anual. Deci în acest context noi am formulat câteva întrebări pe care le-am adresat, vă zic, autorităților centrale, dar și autorităților locale. Deci întrebări foarte simple, dar foarte concrete, vă zic. Spuneți-ne, vă rog, câte clădiri cu destinație publică avem în Republica Moldova, câte din ele sunt accesibile, câte sunt parțial accesibile, câte sunt inaccesibile, care este metodologia după care realizați evaluarea condițiilor de accesibilitate și, probabil, cel mai important, care este lista clădirilor care urmează să fie accesibilizată în fiecare an. Cu regret, iată cum este reflectat și pe ecran, acest tip de întrebare probabil a produs multă durere de cap autorităților cui am adresat aceste întrebări, fiindcă noi nu am reușit să primim un răspuns la aceste întrebări. Din acest considerent, organizația noastră, în parteneriat cu alte 10 organizații, vă zic, din întreaga Republică Moldova, am demarat evaluarea condițiilor de accesibilitate a secțiilor de votare. Deci de ce noi am comasat ideea de secție de votare și ideea de persoane cu necesități speciale? Deoarece este cunoscut faptul că drepturile politice sunt foarte importante, vă zic, și se află în atenția focusată atât a concurenților electorali, a societății civile, a mass mediei, a tuturor. Pe de altă parte, ideea de persoane cu necesități speciale, la fel cum a menționat doamna președinte a CEC-ului, este vorba de circa 180.000 de persoane, ceea ce constituie cam 6,7% din cetățenii Republicii Moldova și, bineînțeles, că necesitățile speciale nu se rezumă doar la persoanele cu dizabilități. Aici discutăm și despre persoane în etate și despre părinți care conduc un cărucior cu copil, femei însărcinate, bicicliști, copii, etc. Iată, din acest considerent, provocarea pentru noi a fost să realizăm auditul secțiilor de vot, respectiv în perioada 2019-2020, cu suportul mai multor donatori, vă zic că au fost organizate câteva misiuni și în contextul dat au fost evaluate 38,5% din secțiile de vot, ceea ce înseamnă 809 de secții de vot care se deschid din cele circa 2000 care se deschid de obicei pe teritoriul Republicii Moldova în contextul scrutinelor. Deci rezultatele acestui audit sunt dramatice.
numesc, spun dramatic, din simplu considerent că doar la momentul evaluării doar 6 ele au fost identificate a fi drept accesibile. Când spun accesibile, mă refer la faptul că o persoană cu necesități speciale se poate deplasa de sine stătător în incinta secției de vot și își poate realiza dreptul. Noi cunoaștem foarte bine că există un mesaj foarte clar că în ziua alegerilor persoanele cu dizabilități pot fi ajutate, pot ar fi ajutate să urce scările. Există de asemenea posibilitatea ca ei să voteze la domiciliu cu ajutorul urnei mobile. Cert este că noi și partenerii noștri am promovat ideea veniți și votați în incinta secțiilor de vot și utilizați ziua votării ca o tribună pentru a arăta că sunteți, pentru a arăta necesitățile speciale și pentru a vă cere drepturile, fiindcă de fapt în incinta clădirilor unde sunt amplasate secțiile de vot se regăsesc alte drepturi fundamentale, dreptul la informare, dreptul la educație, dreptul la acces la servicii medicale, servicii administrative, accesul la cultură și opera de art. Deci, iată, în contextul dat, mai puțin de 1% din secții de vot sunt accesibile, conform rezultatelor auditului. Circa 27-28% clădiri sunt parțial accesibile. Asta înseamnă că cu ajutorul unei persoane însoțitoare, o persoană cu necesități speciale se poate deplasa în interior, va zic, și își poate realiza dreptul. Și peste 70% din clădiri sunt inaccesibile. Deci, în acest context, aceasta este o problemă destul de mare și respectiv arată că există o mare problemă, va zic, legată de accesibilitate. Și această problemă, în viziunea noastră, este o problemă națională care necesită o abordare la nivel național. Ce ne propunem să facem în perioada următoare până la 31 martie? Deci vor fi auditate 1206 secții de vot. Ele se află în raza a 27 unități administrative teritoriale. Deja un grup de circa 30 de monitori lucrează în teren, vă zic, pentru a realiza auditul, bineînțeles în condiții de securitate și siguranță în conformitate cu specificul situației de pandemie. Completează formularele, preiau poze, procesează aceste date și le încarcă într-un nor virtual pe care îl gestionăm, vă zic, cu toții împreună. Datele sunt procesate și ele se vor regăsi în perioada următoare pe harta accesibilității, un excelent produs digital, vă zic, creat de către colegii noștri de la Motivație și susținut de mai multe organizații pe parcursul ultimilor 10 ani. Este un excelent instrument de lobby și de promovarea drepturilor persoanelor cu necesități speciale. Noi privim pe ansamblu accesibilitatea ca o precondiție pentru realizarea altor drepturi. Punctez și aici, deci iată, vedem un iceberg, drepturile politice și realizarea dreptului la vot în ziua alegerilor în incinta secției de vot este doar un vârf de iceberg. La bază se află alte drepturi, accesul la informație, educație, servicii medicale, administrative, accesul la opera de cultură și artă, etc. Deoarece credoul nostru foarte ferm este că drepturile omului nu se negociază și nu poate să existe progres fără respectarea drepturilor omului. Vă mulțumesc pentru atenție. Voi fi bucuros să răspund la întrebări la sesiunea de întrebări și răspunsuri. Mulțumesc! Noi vă mulțumim mult, domnul Victor. Într-adevăr, fără respectarea drepturilor omului, cred că nicio schimbare nu va putea fi realizată. Dar vă rog frumos să ne spuneți și ce se va întâmpla după ce se va încheia toată această evaluare.
Unde vor fi direcționate aceste rezultate? Ce va urma după evaluarea celor 1200 de clădiri publice? Deci, după ce se procesează datele, datele sunt compilate într-un tabel analitic care prezintă informația vis-a-vis de drumul de acces, parcarea adiacentă, intrarea în clădire, ușile de la intrare, coridoarele, sala în care se prestează serviciu și grupul sanitar, dacă el este în interior. Deci acest tabel analitic este prezentat autorităților publice locale, deci vor avea loc sesiuni informative în cadrul fiecărei unități administrative în 27 de centre raionale. De asemenea, în parteneriat cu Asociația Motivației, realizăm activități de sensibilizare a opiniei publice, deci sesiuni de simulare a alegerilor, exerciții de user safari, niște exerciții excelente care oferă posibilitatea tuturor celor care au anumite zone oarbe, da? Care nu au avut contact și tangență cu lumea persoanelor cu necesități speciale, să înțeleagă mai bine aceste necesități și să se informeze din prima sursă. De asemenea, monitorii mergând în teren oferă comisii, primării locale, instituții în care intră și care se face auditul, oferă un material informativ legat de normative și construcții, legat de studiile care au fost realizate, de harta accesibilității, spoturi video. Vom difuza, începând, iată, cu lansarea, odată cu lansarea acestei campanii, acest material și în format electronic, prin intermediul cancelarii de stat, care să vizeze toate primăriile din Republica Moldova, prin intermediul CALM-ului, prin intermediul Ministerului Educației, Ministerului Sănătății, prin intermediul Ministerului Culturii, care au clădiri în zona respectivă și respectiv pentru o informare cât se poate de largă. Acest lucru se va întâmpla pe parcursul lunii martie și februarie, iar pe sfârșitul lunii martie vom avea o imagine complexă, vom procesa datele și le vom include într-un studiu care va cuprinde toate 2000 de secții din Republica Moldova și vom veni cu un set de propuneri și recomandări vis-a-vis de metodologia de evaluare, vis-a-vis de formularul care trebuie aplicat și poziția societății civile, vă zic că, vis-a-vis de faptul cum această problemă, care spuneam că în viziunea noastră este una națională, poate fi soluționată. Deoarece, pe lângă toate, vă zic că această problemă a accesibilității oferă beneficii pe termen lung de incluziune socială a persoanelor cu necesități speciale, beneficii de ordin economic, dar și posibilități de realizare a drepturilor în bază de egalitate. Vă mulțumim foarte mult, domnul Curol. Și noi continuăm. Motivația, Asociația Motivație de Moldova a fost mereu deschisă să vină cu atât cu expertiză de calitate atunci când e vorba de accesibilitatea spațiului public. Și un moment, cred că foarte important, a fost felul în care noi am informat, dar și motivat autoritățile ca să conștientizeze importanța accesibilității și să se implice activ în acest proces important la nivel practic. Și mai multe detalii o să ne spună la moment colega mea, deci doamna Ludmila Iachim, care este directoarea executivă a Asociației Motivație. Bună ziua tuturor! Mulțumim, Victoria! Da, sigur, putem menționa faptul că totuși autoritățile sunt o verigă foarte importantă în procesul de respectare a drepturilor persoanelor cu dizabilități și anume implicarea sau participarea la vot în egală măsură ca cu fiecare cetățean. Pe parcursul anilor, așa cum a menționat și antevorbitorul meu, domnul Victor Corole, foarte multe activități au fost realizate ca să aducă la rezultate în accesul negrădit la secțiile de vot pentru persoanele cu dizabilități.
Și motivația la fel prin diverse acțiuni, activități. Ne întâlnim foarte des în ședințe de lucru, în seminare, în instruiri. Și prin discuții noi încercăm să explicăm pe cât de importantă este accesul la infrastructură pentru fiecare cetățean din localitatea sa. În acest proces, noi considerăm că totuși autoritățile sunt, este un partener care merge împreună cu noi, pentru că printr-o comunicare eficientă noi totuși ajungem la unele rezultate și încercăm totuși să le explicăm că pe lângă accesibilitatea la infrastructura socială, accesul la informații accesibile tot este un lucru foarte important. Următorul slide, vă rog. Da. Prin discuții, prin comunicare și totuși reprezentanții autorităților publice locale ar trebui să înțeleagă totuși o instituție publică sau în sediul căruia se face se amenajează o secție de votare nu este doar pentru acea zi atunci când oamenii participă la vot, dar o instituție publică este fie primăria, fie consiliul raional, o casă de cultură, grădiniță, școală, gimnaziu. Și noi înțelegem prin acest lucru că aceste instituții, cetățenii, le vizitează zi de zi. Și nu înseamnă că ea trebuie să fie accesibilă doar pentru accesul la vot pentru un cetățean din localitatea sa. Vreau să zic că un moment sau o observație care noi am identificat-o pe parcursul anilor a fost faptul că noi totuși ne străduim atunci când organizăm diferite activități, ședințe. La ședință participă persoane utilizatoare de scaun rolant, fie și directori sau coordonatori, persoana care totuși atunci când un primar sau un reprezentant a autorităților vede o persoană în scaun rolant și comunică cu ea, părerea noastră este și observația că totuși ei înțeleg mult mai bine acea problemă și acea necesitate care vizează accesul de îngrădit în instituția publică. Și acest lucru totuși pe noi ne motivează să mergem în regiuni, să organizăm ședințe, să participăm, indiferent că vreau să vă zic că această activitate sau acest exercițiu pe noi ne pune în situații foarte neplăcute, pentru că noi cunoaștem care este situația cu accesibilitatea în instituțiile publice. Și atunci când mergem noi 2 ore la drum ca să ajungem la o ședință într-o localitate anume, credeți-mă că pe lângă acest lucru că noi am putea să nu avem acces în instituție, noi nu avem acces nici la o cameră sanitară, care la fel este un moment foarte important. Dar eu mereu am zis că indiferent de aceste lucruri, este bine să mergem în regiuni, pentru că aceste momente totuși cumva ajunge la înțelegerea reprezentantului autorității. Vreau să vă zic despre un exercițiu care lucrează foarte bine și care a menționat domnul Victor, un exercițiu care noi îl numim User Safari. Mergem în regiuni, în colaborare, în comunicarea cu autoritățile. Rugăm foarte frumos să se așeze, fie într-un scaun rolant, fie să ia un echipament, fie că are ochelari care sunt utilizate pentru persoane care slab nevăzătoare sau care vederea nu este deloc. Și așa cu lejer, persoanele fiind în pielea unei persoane cu dizabilitate și încearcă să parcurgă un traseu oarecare, dar și nu mare, am putea spune, totuși autoritățile înțeleg mult mai bine această problemă. Și din observațiile noastre, noi am văzut cu câte emoții un primar sau un reprezentant autorităților vorbește despre cum el s-a simțit atunci când folosește un baston, când se așează într-un scaun rolant sau când are ochelari de vedere sau parțial de vedere. Și el vorbește despre ceea ce simte. Și vreau să menționez că aceste exerciții foarte mult
joacă și au un rol important. Și desigur, noi vom continua, pentru că în urma acestor exerciții noi am observat totuși că sunt schimbări și autoritățile altfel privesc lucrurile. Da, dacă vedeți aici în poză, este, pare o poză, o imagine foarte simplă, mers leger. De fapt, sunt eu în scaun rulant și este un reprezentant al primăriei, chiar este primarul unei localități care a fost de acord să fie așezat în scaun rulant și din discuția cu el, dumnealui a menționat că totuși el fiind o persoană cu forțe, care merge la sală, care zi de zi este foarte activ, tânăr, de fapt, și dumnealui spunea cum voi puteți, a înțeles pe cât de multă forță trebuie să ai atunci când traversezi un fie și 10 metri de drum, dar dacă drumul este deteriorat cu grob, dacă tu ajungi lângă o bordură de 15 centimetri, tu oricum poți să te descurci, tu în situația dată ai nevoie de suport. Și pe mine m-a marcat faptul că totuși dumnealui cumva s-a schimbat atitudinea sau abordarea față de problemele ce țin de accesibilitatea la infrastructură socială pentru persoanele din grupurile cu mobilitate redusă. Și sunt unele situații când, da, noi suntem ca reprezentanți ai societății civile, suntem deschiși spre colaborare, încercăm să fim, așa cum am menționat, parteneri, prieteni, dar câteodată este important totuși ca societatea civilă să pui un pic de presiune pe responsabilizarea autorităților în respectarea dreptului la acces negrădit în toate instituțiile publice. Pentru că un primar în localitatea sa este acea persoană, acea factor de decizie care de el depinde totuși îmbunătățirea calității vieții pentru fiecare cetățean în localitatea sa și nu doar pentru grupul persoanelor care fac parte din grupul cu mobilitate redusă. De aceea noi vom continua să fim cu ei și ca parteneri, dar și să le arătăm pe cât de importantă este această problemă și sperăm totuși să avem mult mai multă deschidere din partea autorităților pentru a atinge rezultate. Mulțumesc mult. Dacă sunt întrebări, suntem aici pentru a discuta. Ludmila, mulțumesc foarte mult. Cu siguranță că întrebări vor apărea, dar noi să le păstrăm pentru sesiunea de întrebări și răspunsuri. Și cu siguranță că doar printr-o comunicare eficientă noi să putem avea rezultate frumoase. Și iar testarea echipamentului asistiv al persoanelor cu dizabilități, în realitatea dată, este un act de curaj. Dragi prieteni, vă informez că în vara și toamna lui 2021, deci cu prilejul alegerilor parlamentare anticipate, Asociația Motivație a mers la Leova pentru a încuraja persoanele cu dizabilități să meargă la votare, dar și să împărtășească din experiență cu administrația publică locală. Deci, ceea ce a spus și Ludmila în speech-ul ei. Astfel, noi într-o zi de vară i-am pus la muncă pe reprezentanții primăriei din Leova și i-am invitat să participe la acest exercițiu despre care spunea și Ludmila, User Safari, în limbajul experților, la care au fost utilizate și scaunul rulant, bastonul alb, premergătorul de către autorități și însuși primarul Leovei, domnul Alexandru Bujoreanu, a participat la acest exercițiu. Și vă invit în continuare să ne reamintim cum a fost privind un scurt material video. La prima vedere ar părea o simulare amuzantă, dar de fapt este o experiență inedită bazată pe tragedia unor oameni reali și, în deosebire, în calitate de ales local, mă simt responsabil dublu. Vedem carențe, nu întotdeauna cu reavoință, pretutindeni, în instituții publice, acum în preajma campaniei electorale, vedem în secțiile de votare, pe trotuare, căi publice.
Chiar și dacă sunt rampe de acces în instituții publice în special, nu sunt respectate standardele, nu este respectat unghiul. Pe trotuarele publice, pe părțile pietonale, deseori este destul de înaltă acea bordură. S-ar părea că ar fi ceva costisitor, dar de multe ori aceste lucruri, atât în procesul de construcție, pot fi adaptate fără a genera costuri suplimentare. Și vom fi mai precauți în viitor, în viitoarea lucrărilor publice, ca aceste măsuri să fie respectate. De toamna trecută și până astăzi, primarul cu siguranță a avut mult de treabă. Ce instituții publice au devenit accesibile în Leova? Ne va spune chiar domnul primar, domnul Alexandru Bujăreanu. Bună ziua! Bună ziua! Îmi pare bine că v-ați conectat. Deci, prima mea rugăminte este să ne împărtășiți experiența de a repara școala din oraș și a asigura acces egal pentru copii, pentru profesori, părinți și să ne spuneți cum a fost acest proces în localitate. Așa a fost să fie că recepția finală a liceului teoretic Constantin Spătaru, care a beneficiat de un proiect grandios finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Consiliul Raional Leova și Primăria Leova, a fost să fie după vizita pe care au avut-o colegii de la Asociația Motivației și după acea experiență pe care am împărtășit-o și după ce ne-am convins cu toții că, de fapt, lucrurile nu sunt atât de simple cum par dintr-o parte. Și o rampă care, la prima vedere, ar părea că întrunește toate condițiile și toate standardele, poate deseori cauza o dificultate, ați văzut, și pentru o persoană care nu are dificultăți locomotorii. Am avut grijă ca acele standarde prevăzute în proiectul de reparație a liceului să fie respectate și, iată, colegii mulțumesc că pot prezenta, de fapt, și rampele de acces care întrunesc toate condițiile. Am avut o discuție aparte și chiar o ședință cu reprezentanții finanțatorului atunci când discutam despre accesul persoanelor cu dizabilități, cu necesități speciale, în instituție. Și erau două variante sau două scenarii propuse. Prima viza un elevator manual la care se atașează un scaun rulant și cu ajutorul unei persoane este transportat persoana în instituție. Și mă bucur că până la urmă s-a mers pe varianta care este mai costisitoare, dar mai practică și până la urmă este în conformitate și cu standardele europene, dacă doriți. Iată, e vorba de acest scară cu ascensor sau servoscară, cum îi mai spune, care are o platformă specială și această platformă circulă de-a lungul acestor rampe pe partea interioară a instituției. Costul unei astfel de scări este destul de mare, de 1,8 milioane lei a fost, dacă nu amintesc bine suma, dar totodată mi-amintesc cum reprezentanți finanțatori au insistat ca să fie instalată anume o astfel de scară, pentru că într-o instituție publică care a beneficiat de un proiect atât de mare și grandios, era firesc să existe și o accesibilitate în tot sensul cuvântului. Da, domnule Bujăreanu, spuneți-ne, ați putea să împărtășiți anumite lecții? Iată, dumneavoastră ați testat accesibilitatea alături de colegii mei atunci la Leova, utilizând scaun rulant, dar în urma celor simulări, cum a fost această experiență pentru dumneavoastră? După ce am parcurs o distanță relativ scurtă de la sediul primăriei până la cea mai apropiată secție de votare, am înțeles că, de fapt, ceea ce pentru noi a fost așa un exercițiu, poate pe alocuri nostim, să-mi fie iertată expresia, de fapt, este cu mult mai complicat și, așa cum am mai spus-o, pentru unele persoane reprezintă, de fapt, o povară adevărată. O să fiu sincer, am insistat ca după întâlnirea noastră, să includem inclusiv în documentele pe care le eliberăm aici la primărie, în certificatele de urbanism, obligativitatea ca toate construcțiile, atunci când sunt proiectate să aibă, așa cum prevede legea, și rampă de acces. Ne-am autosesizat, dacă putem spune așa, și am văzut că în anumite instituții publice subordonate primăriei nu avem rampă de acces care să corespundă standardelor, inclusiv și la sediul primăriei. Evident că în perioada de iarnă nu am putut desfășura aceste lucrări, dar deja am planificat și surse ca să le facem imediat în primăvara acestui an.
astfel încât sper că foarte curând să ne vedem și să demonstrăm că am reparat aceste carențe și să asigurăm accesibilitate nu doar în perioada electorală, dar în tot perioada anului. Domnule primar, noi vă mulțumim foarte mult că ați găsit timp. Înțelegem că programul este foarte încărcat și nu vă răpim mai mult din timp. Noi vă mulțumim mult pentru experiența împărtășită și că v-ați conectat. Cu mare drag. Deși în ultima perioadă destul de des se vorbește despre accesul egal pentru toți și ce înseamnă, de fapt, accesibilitatea, chiar și de experiența organizației în care activez, noi cu colegii am sesizat că mulți cred că atunci când există o rampă la intrare, chiar și accesibilă, gata, există accesibilitate. Dar încă mulți oameni încă nu cunosc ce presupun și alte condiții de accesibilitate. Și de aceea, haideți să urmărim împreună un videografic despre cum trebuie să fie o secție de votare accesibilă, care ne va răspunde la mai multe întrebări. Vrei ca grădinița, școala sau primărie din localitatea ta să fie accesibile? Sau orice alt imobil care reprezintă un spațiu public sau privat? Fii atent mai departe și vei ști ce să faci. Prin legea 60 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități din 30 martie 2012, Republica Moldova și-a asumat responsabilitatea de a asigura acces egal tuturor cetățenilor la serviciile publice sau la evenimentele care au loc în instituțiile publice, cum ar fi alegerile. Obligația de a accesibiliza clădirile revine administrațiilor publice locale. Ține minte! Vei începe cu drumul de acces către clădirile publice, care este accesibil dacă persoanele care utilizează scaun rulant, cărucioare, cadre de mers sau cârje și cele cu dizabilități de vedere se pot deplasa de sine stătător. Pentru aceasta trebuie să fie asfaltat cu beton, ciment sau pământ tare și să fie fără gropi, denivelări sau crăpături. Să aibă borduri la trecerile de pietoni sau intrările de pe carosabil pe trotuar cu o înălțime care nu depășește 2 cm sau în cazul în care bordurile sunt mai înalte de 2 cm, dispun de rampă de acces cu un unghi de înclinare nu mai mare de 8% sau 5 grade. Să aibă elemente tactile și contrastante vizuale de orientare. La intrare în clădirea publică, trebuie să te asiguri că treptele sau pragul are elemente tactile și contrastante vizuale de orientare. De asemenea, rampa construită la intrare trebuie să respecte următorii parametri. Unghiul de înclinare să nu depășească 8% sau 5 grade. Lățimea să fie de la 90 de cm la 1 metru, astfel încât să permite trecerea scaunului rulant. Să dispună de bare de suport instalate pe ambele părți la o înălțime de cel mult 90 de cm. Suprafața să fie antiderapantă încât să nu permită alunecarea și la fiecare 4 metri lungime să fie planificată o zonă de odihnă. Aceleași reguli se aplică și în cazul rampelor demontabile. Dar ține minte, șinele metalice sudate paralel nu sunt considerate căi de acces. Urmează ușa de la intrare, care trebuie să aibă lățimea minimă a trecerii prin golul său de minim 90 de cm, inclusiv în cazul ușilor duble. Praguri numai înalte de 2,5 cm sau treceri accesibile peste praguri cu un unghi de înclinare de 8% sau 5 grade. O platformă în fața sa pentru a asigura manevra scaunului rulant. De regulă minim 1,20 m pe 1,20 m. Sisteme de deschidere-închidere simple și fără risc de blocare. Și desigur marcaj contrastant și inscripții Braille. Apropo, parametrii se aplică tuturor ușilor din interiorul imobilului. La grupurile sanitare, află că e nevoie ca ușa să se deschidă în exterior. Cabina de WC să fie de minim 1,65 m pe 1,80 m. Să fie un spațiu de manevrare pentru scaunul rulant lângă vasul de WC. Chiuveta să fie la înălțime de maximum 80 de cm de la nivelul podelei și 20 de cm de la perete. Uscătorul de mâini sau prosoapele de hârtie să fie la maximum 90 de cm de la nivelul podelei. Pe pereți să existe bare de sprijin. Coridoarele se consideră accesibile dacă au lățime de minim 1,50 m, sunt iluminate, au podeaua antiderapantă și fără denivelări, dispun de benzi direcționare de 20 de cm și de culori contrastante pe perete sau pe podea. Și în final, sala în care se prestează serviciul public trebuie să întrunească următoarele condiții.
să permită libera deplasare a persoanelor cu dizabilități locomotorii prin amplasarea comodă a mobilei sau echipamentelor, să aibă pardoseală antiderapantă fără denivelări și elemente tactile și contrastante pentru persoane cu dizabilități de vedere. Ai grijă ca în localitatea ta clădirile publice să respecte aceste cerințe, devenind astfel prietenoase tuturor oamenilor. Acum vreau să-l rog pe Tudor Onofrei, care este expert și evaluator al accesibilității spațiilor publice la Asociația Motivația, să ne ajute să înțelegem mai bine care sunt criteriile de accesibilitate și să spargem împreună miturile, pentru că ele există. Unul dintre care, apropo, este că accesibilizarea instituțiilor publice necesită mereu investiții mari. Tudor? Da, mulțumesc, Victoria. Bună ziua la toți. Ce sunt de accesibilitate? Și atunci când noi evaluăm o instituție, ce ține de nivelul de accesibilizare, venim cu trei calificative. Instituția dată este accesibilă, parțial accesibilă sau este inaccesibilă. Și acum o să încercăm să dăm un răspuns pentru fiecare calificativ aparte. Putem spune că o instituție este accesibilă atunci când o persoană utilizatoare de scaun rulant, inclusiv și persoanele care fac parte din grupul cu mobilitate redusă, poate sau pot singură să se descurce, adică individual, să nu depindă de nimeni. Atunci instituția dată este accesibilă. Un alt calificativ este parțial accesibil. Când instituția dată sau în instituția dată poate să ajungă o persoană utilizatoare de scaun rulant doar însoțit de cineva, ajutat de cineva. În rest, ea este, nu știu, e riscă să se întâmple careva obstacole și ceea ce ține de bordură, ceea ce ține de uși înguste, ceea ce ține de rampă care are un unghi foarte mare și aici ea necesită sau este nevoie de un însoțitor ca să fie ajutat. Atunci când instituția este inaccesibilă, atunci sunt prezente rampe, sunt abrupte, foarte abrupte, care nu au bare de suport sau care sunt înlocuite prin niște șine metalice, care noi știm ce înseamnă șine metalice, sunt alunecoase și abrupte și sunt camere sanitare care sunt la etaj, lipsește ascensor sau sunt în subsol. Aceste clădiri sunt inaccesibile. Acum o să vreau să vă dau careva exemple, vă rog mult, următorul slide. Cele mai frecvente instituții sau cele mai frecvente greșeli care se întâlnesc la noi în Republica Moldova și de obicei eu spun că la noi suntem foarte buni în a copia de la cineva. Dacă am văzut la instituția dată, este construită o rampă de acces, haideți să fac fix așa sau exact așa și la noi. Și vă rog înapoi, instituții date sunt, am dat exemplu aici școala din Cahul și oficiul poștal din Cahul, unde sunt rampele foarte abrupte, dar bare de suport sunt doar pe o singură parte. Este imposibil să fie utilizat și nu este îngrijit, vedeți imaginea din partea dreaptă, unde sunt și crengi care atunci când noi urcăm pe rampă sau coborâm, noi nu avem acces liber. Vă rog următorul slide. Așa, aici sunt două rampe de acces la gimnaziu din Cahul și primăria sau casa de cultură din Paulești Călăraș, unde barele de suport nu sunt construite conform standardelor, adică ele încep aproape de la jumătatea rampei. Și atunci eu ca să ajung să utilizez rampa, eu trebuie să ajung până la acele bar de suport, eu trebuie să parcurg 2-3 metri. Vedeți imaginea din partea dreaptă, unde este foarte interesant că prima parte a rampei este foarte abruptă, dar nu are bare de suport. Ca să ajung la bare de suport, este pus în metraj ca să ajung acolo. Mulțumesc! Și așa exemple se întâlnesc foarte des. Următorul ăsta. Așa, aici sunt iarăși două rampe de acces minune. Prima este la liceu teoretic din Iedineț, unde rampa sau lățimea rampei este cât de cât ok, dar de la jumătate în sus ea se îngustează. Și atunci eu, utilizator de scaun rulant fiind,
eu am acces doar până la jumate, la jumate în sus nu mai am acces și pot să cad pe partea laterală, unde sunt treptele. Imaginea din partea dreaptă, ca să ajung la rampa de acces, este bordură. Atunci unde sunt respectatele standardele. Plus la asta, lățimea dintre barele de suport este foarte mare aici. E peste un metru. Următor, vă rog. Așa, aici sunt prima rampă de acces, este la Casa de Cultură din Iedineț, unde platforma ca, din fața rampei, ca să fac manevra de cotire, cum vedeți dumneavoastră, este foarte mică și atunci risc să cad pe partea laterală direct în iarbă sau pământ, cum este la noi pe imagine. Imaginea din partea dreaptă este țeava de scurgere a apei pluviale, este îndreptată direct spre rampă. Și atunci eu risc, atunci când, nu știu, plouă afară sau este nins, este tochit, este gheață, eu risc să alunec, eu risc să, atât eu cât și însoțitorul. Și iarăși așa cazuri sunt foarte multe. Următor, vă rog. Șinile metalice. Cea mai mare problemă pe care noi o găsim în Republica Moldova, rampa de acces este considerată și aceste șini metalice, care ele sunt doar pentru bifă în document. Și vedeți și dumneavoastră că prima imagine din partea stângă, de la Centrul Medicilor de Familie din Hoginești, unde partea de jos duce direct în floare, iar partea de sus duce spre stâlpul care menține acoperișul. Plus la asta, șinile metalice sunt alunecoase, cum am mai menționat și colegii mei, foarte alunecoase, sunt puse sub unghi foarte mare și nu este comod nici pentru mine ca utilizator de scaun rulant, nici pentru însoțitor. Imaginați-vă cum merge însoțitorul pe aceste șini metalice ca să ajute o persoană utilizatoare de scaun rulant. Și acum ne imaginăm cum un bătrân se urcă pe aceste șini metalice. Nu mai zic de femeile însărcinate. Asta deja este foarte urât. Vă rog, următorul slide. Aici este policlinica din Iedineț și oficiul poștal. Iarăși sunt aceste șini metalice care doar sunt pentru bif în document și iarăși nu pot fi utilizate. Așa, mulțumesc, următorul. Un alt exemplu care iarăși m-a impresionat, eu nu spun că ele sunt construite cu o intenție rea sau cu rea intenție. Ele sunt construite din necunoaștere standardelor. Au văzut la cineva că a instalat, lumea zice că e ok, hai să pui și la el. Și uite, așa se copie unul de la altul și rezultatul îl avem care este. Sau duce direct în gazon, cum este imaginea din partea dreaptă. Eu cred că aici orice specialist cât de bun nu ar fi el, cât de logică bună nu ar avea, cum poți să cobori pe acele șini metal și să te duci direct în iarbă. Este urât și nu este comod deloc. Mulțumesc, următorul. Vorbim acum de camerele sanitare, de grupurile sanitare. Acum avem două imagini din grupurile sau WC-urile din interior. Imaginea din partea stângă, de la gimnaziu, din Ștefan Vodă, are bare de suport. Chiar și persoana a făcut-o din lipsă de cunoștință sau lipsă de cunoaștere a standardelor. Bare de suport ar trebui să fie una fixă, dar a doilea să fie rabatabilă. Ca persoana utilizatoare de scaun rulant, atunci când vrea să facă transferul pe vasul de WC, o bară de suport trebuie să urce în sus, adică rabatabilă. Aici sunt ambele fixe. Un alt exemplu de la Centrul Comunitar pentru Copii și Tineret din Chișinău, Atlant, unde camera sanitară sau până la vasul de WC care este aici la podia și care nu poate fi deloc utilizat de utilizatori de scaun rulant, sunt trei trepte. Ușa este îngustă, plus este prag. Mulțumesc, următorul. Aici sunt camerele sanitare din exterior. Și așa modele de camere sanitare sunt, din păcate, din toate localitățile în Republica Moldova, fiindcă asta este posibilitățile sau asta este realitatea. Pentru mine, ca utilizator de scaun rulant, este imposibil ca să utilizez așa camere sanitare și în așa situație sunt foarte multe persoane, mii de persoane, utilizatori de scaun rulant sau cu mobilitate redusă. Mulțumesc, următorul. Aici vreau să aduc câteva cazuri care noi ne mândrim, sunt bravo și reacționează. Este
Liceul Meșter Manole din Sălcuța Căușeni, unde a fost construită rampa de acces cu bare de suport pe ambele părți, este platforma, chiar dacă interior sunt trepte, este construită sau este, a fost achiziționată acea platformă electrică care urcă treptele și este camera sanitară, iar și inclusiv cu barele de suport la vasul de WC. Mulțumesc, următorul. Aici sunt iarăși un exemplu de la Centrul Medic de Familie numărul 2 din Chișinău, unde a fost renovată rampa de acces, fiindcă au fost și aici șine metalice, rampa de acces cu unghiu confort standardelor, inclusiv cu bare de suport. Spațiul în interior este accesibil și este cameră sanitară, vasul WC are bare de suport. Mulțumesc! Aici e așa un exemplu de la Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport din Chișinău, unde iarăși a fost renovată rampa de acces, aici sunt trei platforme, dar până la asta au fost șine metalice și domnii au reacționat la solicitarea noastră și a fost înlocuite cu aceste rampe de acces. În interior iarăși este suprafața accesibilă și camera sanitară iarăși cu bare de suport. Mulțumesc! Aici sunt iarăși două cazuri, de la Casa de Cultură din Iedineț și de la Liceul din Bălți, unde au fost renovate rampele de acces din exterior cu bare de suport, fiecare cu finanțele care au fost la moment, dar sunt accesibile la moment. Mulțumesc! Asta e ceea ce am vrut eu să spun despre calificative și deja revenim la întrebări pe parcurs. Mulțumesc! Tudor, îți mulțumim mult. Este bine că noi am văzut acum cum a fost implementată accesibilitatea în practică, am văzut atât greșeli cât și exemple de succes. În continuare, haideți să vorbim direct cu cei care au mers în teritorii și pe parcursul lunii ianuarie acestui an au realizat auditul secțiilor de votare și vreau să o prezint pe Maria Barbalat, care este reprezentanta clinicii juridice din Bălți, care a participat în evaluările din raioanele Râșcani, Glodeni, Sângerei și Florești. Maria, bună ziua! Bună ziua! Eu vreau să spun că nu am fost singură, eu am fost împreună cu Olesia Tabarcea. Deci, situația este foarte diferită de la oraș la sat, chiar și oraș și oraș. Noi mari așteptări nu am avut, pentru că știam că clădirile sunt moștenite din altă perioadă, unde nu era nici vorbă despre anumite standarde. Deci, când veneam, noi ne prezentam ca evaluatori a secțiilor de vot, dar încercam să aducem mesajul că nu este vorba doar despre o zi, anume cât de ziua de votare, dar este, vrem să le spunem că aceste, nu știu, evaluări pe care vrem să le facem sunt pentru toate zilele. Situațiile au fost diferite, ca să nu spun doar despre lucruri negative, au fost. Da, chiar vă rugăm să ne spuneți poate care au fost acele exemple pozitive pe care ți le-ați remarcat în teritoriu. Pot să zic doar despre faptul că începe să se schimbe mentalitatea. Oamenii, deci reprezentanții administrațiilor, înțeleg deja că este nevoie de schimbare și în unele instituții, din resursele financiare pe care le au început să facă rampe de acces, să schimbe ușile și ușile din start le făceau deja mai late, de 90 de centimetri. Dacă se făceau lucrări de reparații în blocurile sanitare, ceea ce am văzut iarăși, măcar ușa de la intrare, pentru început era deja mai lată și înăuntru era spațiu suficient pentru amenajarea ulterioară a unui bloc sanitar accesibil pentru persoanele cu dizabilități. Ce să vă mai spun din lucruri bune? Nu, mai este de lucru foarte mult, dar au început. Deja cred că prin schimbarea mentalității și înțelegerea persoanelor că da, acest lucru este absolut necesar, deja este un lucru foarte bun.
Noi vă mulțumim mult, Maria. Chiar și doamna președintă CECUL a menționat că atunci când există atitudinea, deci prin schimbarea atitudinii societății, putem să ajungem la rezultate în accesibilitate. Iar noi mergem mai departe și acum vreau să ofer cuvânt domnului Vitalie Meșter, director executiv al Centrului pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități. Domnule Meșter, bună ziua! Ne auziți? Da, bine, bună ziua, da. Bună ziua, domnul Vitalie. Spuneți-ne, care au fost cele mai mari obstacole pe care le-ați întâmpinat dumneavoastră în calitate de evaluator în raioanele Cimișlia și Basarabeasca? Da, bună ziua, stimați colegi. Da, organizația pe care o reprezint a fost responsabilă pentru evaluarea celor 61 de secții de votare, adică clădirile în care au loc scrutine electorale, deci de 46 la număr din raionul Cimișlie și 15 la număr din raionul Basarabeasca. Mare lucruri, de fapt, problemele care se confruntă persoanele cu dizabilități în accesarea acestor instituții publice, eu cred că nu este mare diferență între raionul Cimișlie, Basarabeasca și alte regiuni, Republica Moldova, poate cu unele excepții mici. Principalele, de fapt, probleme care am putea considera că sunt relevante, asta, deci am putea clasifica în trei categorii, deci una, lipsa sau informarea insuficientă sau incorrectă a responsabililor, autorităților publice la nivel local, ce ține de domeniul asigurării condițiilor de accesibilitate. Aici mă refer necesitatea perceperea accesibilității ca o precondiție pentru realizarea celorlalte drepturi și când privesc accesibilitatea doar prin prisma utilizatorilor de scaun rulant și se uită de necesitățile persoanei cu dizabilitate de vedere, de auz și alte persoane care au alte dizabilități. Doi, la nivel de atitudini și deci din partea autorităților publice și al localnicilor ce ține de drepturile persoanelor cu dizabilități în realizarea drepturilor sau la vot. Și trei, ca și o observație care o putem anunța, este că utilizarea insuficientă sau incorrectă a mijloacelor financiare atunci când se întreprind anumite măsuri de accesibilizare sau acțiuni de accesibilizarea a clădirilor, instituțiilor publice. Aici, de fapt, utilizarea insuficientă sau incorrectă, de fapt, ține de celelalte două probleme, cu lipsa de informări corecte sau atitudinea incorrectă față de problema respectivă. Noi, de fapt, ca și organizație, recent am realizat de asemenea un audit a instanțelor judecătoriești prin prisma asigurării accesului la justiție, unde au fost evaluate toate secțiile, toate clădirile în care sunt au loc secții, instanțele de judecată de Republica Moldova. Și una dintre probleme care am constatat-o, că deseori administrația instanțelor de judecată invocă ca și o scuză în neasigurarea condițiilor de accesibilitate, este posibilitatea persoanei cu dizabilități de a participa în procesul judiciar prin reprezentanță, deci prin fiind reprezentant de un avocat. Ce mai trebuie să mai fie să participe personal dacă poate fi asigurat, reprezentat prin avocat. Și respectiv, cumva, participarea efectivă a persoanei cu dizabilități în procesul judiciar este cumva neasigurată sau ignorată. Deci, având astfel o discriminare a persoanelor cu dizabilitate pe criteriul dizabilitate în acces la justiție. Și fix așa și în cazul asigurării, participării persoanelor cu dizabilități la scrutin electoral, deoarece prin deseori am auzit de la funcționarii din cadrul instituțiilor publice, autorităților publice, invocând o scuză precum că la noi persoanele cu dizabilități votează prin intermediul urnei mobile și nu prea este necesar să asigurăm condiții de accesibilitate. Deci, cum vedeți, cam aceeași problemă în nivel de atitudine. Deci, de fapt, eu vreau să folosim-se de ocazie. Participarea prin reprezentare sau utilizarea unui
urne mobile, asta de fapt este un drept și nu este o obligație a unei persoane cu dizabilități care poate fi doar această posibilitate, această opțiune de a fi exercitată de către o persoană cu dizabilități în realizarea dreptului său la vot. Cam aceasta, colegi, ați particip și în continuare la sesiune, dacă să fie întrebări, cu mare drag să răspund. Mulțumim mult, domnul Meșter, că ați găsit timp, dar și ați împărtășit observațiile dumneavoastră valoroase în această zi. În continuare, vreau să oferim cuvântul și domnului Vasile Savca, care a fost unul dintre evaluatori la Căușeni. Cu siguranță că misiunea unui evaluator în Moldova este complicată, dar mai ales dacă persoana are dizabilități. Domnul Vasile, dumneavoastră ați făcut evaluări în 2019 la Căușeni și în 2022 la Ștefan Vodă. Cum a fost experiența dumneavoastră ca utilizator de scaun rulant? Bună ziua! Eu, în primul rând, eu niciodată nu uit, spun mulțumesc ONG-urilor la nivel de țară care m-au școlit, mă, și acum le spun mulțumesc colegilor mei și Consiliul Raional de Participare, unde am început, să spun așa, să strângă roadele în ceea ce mă implic. Eu am participat la evaluarea sectorului de votare în 2019, am participat și acum în raionul Ștefan Vodă. Pentru mine, spun, a fost o onoare să merg la aceste instituții, să spun reprezentanților instituțiilor care este prezența mea acolo. Da? A fost o onoare să spun că sunt împuternicit de domnul Victor Coror și am o scrisoare de recomandare din partea doamnei Angelica Caraman, președinta secției, președinta Comisiei Electorale. Pentru mine a fost o provocare. Da, eu nici pe mine prin localitate n-am mers atât, așa distanță mare, în scaun cu rotile, dar acum am mers prin localitățile de raionul Ștefan Vodă. Eu am mers în scaun cu rotile, distanță mare, eu am observat și alte, spun așa, probleme a persoanelor cu nevoi speciale, nu numai cele din apropierea secțiilor de votare, că erau secții de votare la o distanță de 1,5 km. Eu m-am stăruit pe toate să le parcurg doar în scaun cu rotile. Raionul Căușeni, de raionul Ștefan Vodă, chiar dacă sunt la o distanță de vreo 30 km, adică este, spun așa, o diferență, poate nu chiar mare, dar totuși este o diferență. Este diferența că eu, când am ajuns în 2018, spun așa, în primul mandat de membru al Consiliului Raional de Participare, eu prima întrebare am pus-o, chiar eram în ajunul alegerilor, eu am pus întrebarea în discuții ce ține de accesul la secțiile votare pentru persoanele cu nevoi speciale. Eu la fiecare ședință a Consiliului Raional de Participare, fiecare ședință a Consiliului Raional, la fiecare ședință a comisiei, eu tot timpul pun situația, întrebarea în discuții, chiar dacă nu sunt alegeri, da? Eu tot timpul spun că acea instituție este o instituție publică, unii mereu trebuie să acolo poate fi o persoană cu nevoi speciale, adică ca să aibă acces. Tot timpul prin diferite demersi, solicitări, da? Adică autoritățile din raionul Căușeni, nou la, spun așa, membru al Consiliului Raional de Participare, ne prezintă date care este nivelul de accesibilitate a clădirilor din raionul Căușeni. Eu am văzut la Ștefan Vodă, acolo am văzut, este problema că, nu știu de ce, dar s-a văzut că persoanele cu nevoi speciale probabil că n-au pus în discuție întrebările ce țin de accesibilitate. Aici este o problemă ce ține de autorități, da? Dar a doua problemă este ca persoana cu nevoi speciale trebuie să pună în discuție întrebarea chiar dacă nu are acces la, indiferent de instituția care este. Eu, după exemplu care l-am văzut la Liova, prezentat de domnul primar Alexandru Bujoreanu, eu mi-am făcut concluzia MUC, Tudor a prezentat un exemplu de la Meșterul Manole. Eu la Olănești, la Ștefan Vodă, în satul Olănești, am mai văzut un exemplu, da? Numai că la spun așa, un exemplu pozitiv, numai că la liceul de la Olănești nu este ascensor, dar este un elevator. Da, și am ajuns la concluzia că totuși străinii mai tare își bat capul ca
instituțiile publice din Republica Moldova să fie accesibile prin persoanele cu nevoi speciale. Cam asta este concluzia. N-am să mă opresc niciodată, am să mă implic în implicarea, spun așa, țin de soluționarea problemelor de accesibilitate la instituțiile publice, nu numai din Căușeni, dar și din Raionul Căușeni. Prin, din Raionul Căușeni o fac doar prin, spun așa, prin prezența, spun așa, a Consiliului Raional de Participare. Că este cam, spun așa, cam costisitor pentru mine în situația în care sunt, să merg în fiecare localitate. Da, eu cunosc probleme care sunt din 2019, da, și eu tot timpul țin, spun așa, mâna pe puls în Raionul Căușeni și țin de accesibilitate. Mulțumim mult, Vasile. Iar noi mai avem aici o întrebare în chat. Mulțumesc că sunteți activi și ne adresați întrebări. Deci este întrebare către colegul meu, Tudor. Deci mulțumim pentru prezentare. Dacă sunt sau cât de valabile sunt aceste reguli în accesibilitate prezentate, cât sunt de valabile și pentru transportul public? Dacă ați putea să ne spui, Tudor. Așa, se aude. Toate standardele, toate normativele sunt valabile atât pentru imobile, cât și pentru transportul public. Nimeni nu poate să se eschiveze de la asta, să găsească anumite motive. Standardele sunt, ele trebuie respectate. Cum se face la noi în Republica Moldova? Noi știm care e situația, sunt aduse trolebuze cu platforme electrice, care sunt aici în Chișinău. Dar ceea ce ține de raioane, de regiuni, sunt microbuzele care ele sunt total inaccesibile, sunt autobuzele care nu dispun de rampe de acces, dar este platforma este mai jos și atunci dacă trolebuzul, asta, autobuzul este mai în aproape de trotuar, atunci este posibilitatea de a face trecerea asta de pe trotuar în autobuz. Dar cum sunt la noi trotuarele în Republica Moldova și bordurile, cam este imposibil. De foarte multe ori autobuzele parchează sau staționează cât mai aproape de trotuar, dar este nevoie de un însoțitor, dar un însoțitor cu forță ca face transferul ăsta. Ca să recapitulez, doar în Chișinău sunt trolebuze cu platforme electrice. Manuale. Sunt și ceva electrice, dar sunt și manuale, dar sunt mai rare, dar autobuzele și maxi-taxiurile sunt total inaccesibile. În regiuni e zero. Eu vă cer scuze, așa trolebuze sunt și la Bălți. Cu platforme electrice sau manuală? Nu vă pot spune la sigur, dar tot care au o platformă, eu am văzut, pur și simplu. Nu? A să ajungem acolo și a să vedem. Mulțumim. Tudor, mulțumesc mult pentru aceste detalii. Acum vreau să adresez o întrebare către doamna Angela Caraman, președinta Comisiei Electorale Centrale. Doamna Caraman, bună ziua! Dacă ne auziți, spuneți-ne, vă rog. Bună ziua, da? Bună ziua, perfect. Spuneți-vă, rog, în ce mod CEC-ul poate contribui la procesul de accesibilizare a instituțiilor publice din Republica Moldova? Bine, în calitatea sa de organ constituit pentru organizarea și desfășurarea alegerilor în Republica Moldova, CEC întreprinde în mod constant și continuu aceste acțiuni pentru a face procesele accesibile pentru toate categoriile de alegători, inclusiv pentru persoanele cu nevoi speciale. Încă în 2016, CEC a aprobat un regulament cu privire la accesibilitatea procesului electoral pentru persoanele cu dizabilități, în care stabilește reguli foarte clare în ceea ce privește amplasarea secțiilor de votare, deci aceste recomandări de a fi la parterul clădirilor, de a fi accesibile pentru persoane, de intrările, traseele către acestea,
delimitarea căilor de acces, rampe și așa mai departe. În același timp, ceea ce au remarcat participanții astăzi, iată acest audit al secțiilor de votare realizat de către organizațiile care sunt implicate în acest proiect, ele vin, hai să zicem, ca o recomandare către autoritățile publice locale, ori pentru ca sediile să fie accesibile, ori, așa cum stabilește legislația, este obligația lor. Și nu atât că punem această responsabilitate pe partea autorităților publice locale, cât s-a accentuat corect aici că instituțiile publice, ele prin esența lor trebuie să fie accesibile. Ele nu doar, nu avem nevoie de ele doar în alegeri. Ele prin esența lor trebuie să permită accesibilitatea și toate condițiile pentru toate categoriile de alegători. Și întotdeauna autoritățile vor zice insuficiență de mijloace, imposibilitate de a realiza. Eu până urmă am întâlnit cu situația când s-au spus, păi da, sunt numai două trepte la primărie. Nu e așa de mult. Deci, adică pentru cineva, faptul că sunt doar două trepte deja este accesibil, indiferent de faptul dacă intrarea corespunde acelor rigori sau nu corespunde. Iată de ce acel efort conjugat despre care s-a vorbit aici, care este realizat de către Alianța Infonet, de către Asociația Motivației și așa acea determinare și consecvență despre care a vorbit domnul Savka Vasile. Deci asta vine în ajutor autorităților publice, de fapt nouă tuturor. De asemenea, vreau să zic despre un exemplu pozitiv pe care l-am avut cu Ambasada Marii Britanii, atunci când au fost identificate resurse pentru a dota cu rampe de acces 15 clădiri unde s-au desfășurat alegerile în acel an. Și aici sunt binevenite recomandările care vin din partea organizațiilor, din partea dumneavoastră. Ori asta ajută ca să corespundă acelor rigori, acelor standarde. Ori noi ne-am întâlnit, exact așa cum a prezentat domnul Onofrei, o multitudine de exemple când aparent, să zicem că sunt aceste elemente de accesibilitate, dar atunci când le analizezi, vezi că ele doar sunt amplasate în mod arbitrar. Și aș remarca aici, deci, anumite progrese și pe partea de accesibilitate către secția de votare. Dacă e să vorbim despre Chișinău, de exemplu, acele zone unde sunt populate de către cetățeni cu anumite nevoi speciale, deci avem semafoarele sonore, dalele cele tactile. Iată, acest efort conjugat trebuie continuat și voi remarca acel bine, poate un progres modest, dar el există în ceea ce privește accesibilitatea secțiilor de votare. Ori ultimul sondaj care a fost realizat în 2021 remarcă faptul că dacă e să comparăm situația privind secțiile de votare în 2019 la alegerile parlamentare și cu cele din parlamentare anticipate din 2021, acest indicator de îmbunătățire a crescut cu 12%. Și un alt element pe care aș vrea să-l remarc, a vorbit doamna Iachim, și nu doar despre accesibilitatea clădirilor sau a sediilor, dar și despre alte condiții pe care noi, în calitate de instituție, trebuie să le punem la dispoziția tuturor alegătorilor, indiferent de categoria acestora. Și vorbeam de acel regulament care prevede recomandări pentru partidele politice să încurajeze și să creeze condiții nediscriminatorii pentru persoanele cu dizabilități, ca acestea să fie înaintate și în calitate de concurenți electorali și în calitate de funcționari în secțiile de votare, în organele electorale.
și să continuăm acele eforturi privind comunicarea și informarea pentru aceste categorii de alegători, resursele noastre informaționale să fie accesibile, acele buletine sub formă de trafaret, ceea ce de fapt a pornit încă cu mult timp înainte domnul Corol și bravo lor că ei constant continuă acest efort și pe care noi, în calitate de instituție, îl vom susține în continuare. Vă mulțumim mult, doamna Caraman. Și dacă cineva din cei care ne ascultă acum vor să adreseze o întrebare către evaluatori sau speaker, vă rog foarte pe scurt, avem ocazia, ultima întrebare, să o ascultăm. Dacă nu sunt întrebări, am văzut că pe chat... Este întrebare la mine. Da, nu, numai vă rog foarte, foarte pe scurt. Marcăm Ziua Internațională a Alegerilor și foarte, foarte pe scurt. Poate e timpul să vorbim o leac mai pe lung despre probleme. Deci eu am o anumită experiență în calitate și de monitorii, de observator a alegerilor și de funcționar electoral. Am fost la Comisia Electorală Centrală și am fost responsabil de anumit de domeniul acesta. Am lucrat cu domnul Corol, cu Asociația Motivație, am lucrat mai mult și am avut anumite rezultate. Însă observăm că sunt anumite instituții care fac lucrul ăsta, să zicem așa, îl defăimează. Iată, noi am pus în raioanele, în special în Anene, noi și în Căușani, am pus mai multe rampe cu ajutorul ambasadei Norvegiei. Mulțumim pentru susținerea care au făcut-o ei. După care apare o publicație, se duce un careva jurnalist, îl întreabă pe vice-directorul școlii, dar rampa asta se poate de desfăcut? Acela zice, da, noi putem să o desfacem, să o punem, de exemplu, la păstrare și să o montăm înapoi dacă trebuie. Ia, hai să ne arăt. O filmat asta, după care publică un articol că, uitați-vă, rampele stau sub perete. Adică el o filmat și-a plecat, nu a mai pus înapoi rampa aceea. Și face dezinformare că, uite, rampele stau, deci s-au cheltuit banii norvegienilor, dar rampele stau sub perete. La ce ambasada Norvegiei atunci îmi reproșase că echipele noi nu am implementat foarte bine proiectul. Slavă Domnului că s-a lămurit lucrul acesta. Acum, la Comisia Electorală Centrală, UNDP, asta eu aș vrea chiar adresez această întrebare reprezentanței. S-a plătit pentru implementarea SIAS alegeri în 2008. S-au dat 4 milioane de dolari. Cu acești 4 milioane s-a făcut un sistem foarte bun. SIAS alegeri care era la acel moment. După care, în perioada 2011-2015, cât am fost eu la, inclusiv cât am fost în calitate de vicepreședinte, dar nu am putut să opun rezistență, fosta conducere, să zicem, cel mai superior care era atunci în componența noastră, a dezmembrat acest sistem, a mai cerut încă 4 milioane de dolari de la ambasadă, plus 30 de la UNDP, pardon, plus încă 37 de milioane de lei de la Guvernul Republicii Moldova. Acest SIAS alegeri trebuia să aibă pentru alegerile din 2014, trebuia să aibă 4200 de calculatoare și conform unui memorandum cu guvernul, după 3 alegeri, adică trebuiau să meargă alegerile din 2014 și 2015, și după următoarele, aceste calculatoare 4200 trebuiau să fie distribuite școlilor acolo unde sunt organizate secții de votare. Ele au fost furate. Nici acei bani care au fost... Iată, eu vreau să zic, se duce oare vreo evidență din partea donatorilor ce se întâmplă cu aceste bunuri care sunt făcute pe...
Îmi cer scuze. Noi suntem nevoiți să întrerupem intervenția dumneavoastră ca să încheiem live-ul, după care o să continuăm discuțiile cu cei care mai au întrebări, discuții către evaluatori, dar și speaker. Deci, onorați invitați, dragi prieteni, evenimentul nostru a ajuns la final și noi trebuie să încheiem acest live. Aducem sincere mulțumiri Comisiei Electorale Centrale, PNUD Moldova, USAID Moldova și Ambasada Marii Britanii la Chișinău pentru organizarea acestuia. Mulțumesc tuturor care au găsit timp și au participat activ. Iar noi, după încheierea oficială a live-ului, vă îndemnăm cine are întrebări, deci noi rămânem aici conectați pe Zoom ca să continuăm discuțiile și să adresăm întrebările rămase către evaluatori, dar și speakeri. Vă mulțumesc tuturor și vă urez o zi frumoasă!